Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Să ne așezăm, gulere, o să fie iarăși o emisiune extrem de tare. Hai să vedem ce avem noi aici. Ana Maria Prodan a spus tot ce avea de spus. Acum trece la fapte. Care este planul impresarei în divorțul cu Laurențiu Reghecamp? Imediat! Reghe nu face comentarii, dar apropiații familiei Prodan Reghecamp dau totul din casă doar la exclusiv VIP. Nu ratați! Dragostea-ți-a, așa cum dragostea-ți dă. Ai ales să pleci, pleacă, mă descurc și singură. S-au întâlnit exact atunci când aveau cea mai mare nevoie unul de celălalt și acum sunt ca un întreg. Urmează o poveste de dragoste ca în film. Cât de îndrăgostit este Mihai Onilă de viitoarea lui soție și unde vor să-și petreacă luna de miere, aflați doar la exclusiv VIP. Dați cu noi! Astăzi este ziua îndrăgitului artist Ion Lichiseanu. Chiar dacă a plecat dintre noi, familia și toți cei dragi îl sărbătoresc, pentru că prezența marelui actor a rămas în sufletele lor. Imagini și momente nemai văzute cu Ion Lichiseanu și familia, dar și cu cei care l-au îndrăgit pe artist astăzi la exclusiv VIP. Stradă, cu miresme de tei, mă-ntreabă dacă ai Băi, cu Satisfaction o să fie bine azi, cum spunea Rolling Stones. Stă bravo, Morris. Stă bine că m-așa, stă bine că m-așa. Îmi place, te descurci. Astăzi Morris o să fie din nou la bucătărie. Am votat. Cred că în curând o să-l mutăm pe el de tot acolo. Am senzația că-i place. Se pricepe, am văzut, învârte lingurița în mâncare ceva fantastic, mai ales când mănâncă. Și unde nu știu, vă, nu-i problemă. Asta-i treaba, deci e foarte bine și astăzi va fi acolo. Și cu siguranță vă veți obișnui cu el în diverse ipostaze în emisiune. Pe de altă parte, hai să vedem, avem două subiecte foarte tari care s-au petrecut în ultimele 24 de ore. Așa că trebuie să găsim o comentatoare care și-o apropiată a unuia dintre subiecte. E vorba despre Ramona Lăzuran. N-avem voie, bună, trebuie să stăm ziua. Cu minți. Bine v-am găsit. Te rog să-i loc, dragă. Păi poți să faci o piruetă ca de obicei, da, Ramona, de obicei, într-o formă grozavă. Tradițional. Așa, după cum se știe. Mulțumesc. Ce faci, cum ești? Sunt bine, dar nu-mi place ce văd. Ce nu-ți place? Ce vezi? Ce văd aici pe pereți la voi? Dar nu, ce vrei să vezi, dragă? Nu prea. Ceva mai de bucurie, mai de... Păi da, e orașul, așa e mai el. De păcare, mai uite de acolo, dragoste. Uite acolo, artesiană. Ful. Da, de unde-i tristețea, dragă? Orașul este minunat, București. Uite, avem și DJ. Și DJ. Și bucătar. Avem și bucătar, avem și bucătărie, avem și mâncare. Ne îndulcește un pic. Eu știam că mâncarea e temelie, dar bine, adevărat că în România mai degrabă băutura e temelie și mâncarea e temelie. Dar vreau să te întreb, Ramona, tocmai pentru că îi cunoști și pentru că sunt dragi și o să intrăm și în alte amănunte foarte interesante, ce părere de ceea ce se întâmplă cu Ana Maria și cu Laur?
Deci îmi este atât de greu să privesc la episoadele astea care tot rulează de ceva vreme pe posturi, încât, sincer, știi bine că m-ai invitat deja de câteva ori și mi-a fost greu oarecum să vin. Că nu, nici nu știu ce să spun. Nici nu știu cum să pun problema, pentru că nu înțeleg. Nu înțeleg ce se întâmplă. Trăiesc despărțirea lor pentru că sunt familia mea. Poate mai greu decât am trăit-o pe a mea. Poate pentru mine am știut să mă pregătesc, am știut ce se întâmplă, am știut, am cunoscut amănunte și factori destructivi. Dar vezi cum ce e Cristi? Ce aici? Tocmai pentru că e cunoscut îndeaproape, poate mai bine decât majoritatea celor care urmăresc această emisiune. Înțeleg că oricine ai fi pe acest pământ, viața nu te iartă uneori. Și greșelile noastre, chiar dacă refuzăm să credem, au o reflexie în viitorul nostru. E adevărat. Când suntem fericiți, avem senzația și nu știu, trăim cu impresia că totul este a nostru. Suntem stăpânii pământului, nimic nu se, ni se poate întâmpla. Credem că cu banii putem obține orice. Și iată, ajungem în situații în viață în care ne demonstrează universul că suntem atât de mici în fața unor întâmplări și în fața unor necazuri și în fața unor evenimente, încât putem să avem orice, că nu putem să ne vindecăm sufletul cu milioanele și cu... Ok. Hai să te întreb totuși câteva lucruri concret. Cum ți se pare ieșirea lui Laur din... Deci după cum se știe, în acest moment, în urma declarațiilor Anei, lucrurile au început să fie foarte clare în acest moment. Nu mai stăm, nu ne mai ascundem, nu mai vorbim unele cu altele. Corina pregătește procese pentru Ana. Ana este foarte preocupată și se vorbește des de chestia asta, de modul în care se va face tranziția financiară a acestei despărțiri. Dar de unde chestia aceasta, Corina pregătește procese? Păi nu, știm, am văzut citația. Pentru că ea spune că în spatele tuturor atacurilor la adresa ei se află Ana Maria Prodan. Auziți? Un mare om de televiziune și de presă mi-a spus odată, n-am să-i dau numele pentru că nu vreau și nu e plăcut, că în ciuda faptului că el scria și el voia să tot ce scrie să fie credibil, totuși mi-a spus că nu trebuie să credem tot ce se scrie. Eu nu cred că vreodată în această viață acest om, Laurențiu Reghecamp, va accepta lângă el o persoană care ar fi dăunătoare trecutului lui. Laur, în momentul în care vorbești cu el, iarăși începem să vorbim și să dăm amănunte importante. El spune că pentru el Ana rămâne mama copiilor, că el are 4 copii, deci așa Luca, e. Laur și cele 2 fete ale Anei, că el, din punct de vedere financiar, nu, banii rămân acolo unde s-a pus, s-au făcut, deci nu o să ia el. Pe de altă parte, însă, oameni din oraș care o cunosc pe Corina spun că ea face totuși presiuni pentru a trage și către ea și către un copil care urmează să apară. Și de aici apar discuțiile și de astea toate mesajele pe care le-a dat ieri Ana. Pentru că, sigur, banii sunt făcuți, mulți dintre ele, suma de plecare a fost de la doamna Prodan, Ionela, Dumnezeu să o are lângă el acolo. Și acum și Laura a făcut niște bani, dar iată, Ana spune chiar mai mult. Spune, păi el o să rămână cu salariul de la Craiova și cu o casă. Totuși, a luat niște bănuți în Dubai. Ce s-a întâmplat? Bine, Ana spune că multe lucruri se datorează. Ce părere ai? Eu îi cunosc pe acești oameni foarte bine.
vorbesc cu ei și am vorbit cu ei și sunt parte din mine și din familia mea, parte din copilul meu, pentru că sunt părinții spirituali ai Maiei, de când ei trăiau destul de modest. În ciuda faptului că doamna Ionela Prodan avea un statut și o avere impresionantă și atunci. Ei au plecat amândoi nu de la aceste milioane despre care vorbim acum, că sunt de împărțit. Ei au plecat de la un salariu la FC Snagov. Așa da? Este, care era de 1000 de euro. Ana Maria Prodan de la un salariu de la o emisiune de televiziune, salariu da. Care, salarii care nu sunt exorbitante cum crede lumea da. De pe stradă. Au muncit împreună și au crescut împreună. Însă, haideți să nu mai aruncăm cu piatră, pentru că Laurențiu Reghecam nu este crescut de nimeni. Eu nu cred că nașa mea, Ana Maria Prodan, și-ar fi luat vreodată lângă ea un nimeni. Absolut. Deci, omul acesta s-a născut cineva, a muncit enorm, a plătit cu prețul copilăriei tot ce are și cine este, pentru că el nu a avut copilăria pe care o au toți copiii, ci a muncit enorm ca să ajungă unde a ajuns ca jucător, în primul rând. Da. Și așa că... Știi ce vreau să te întreb? Fiecare cred că are meritul lui. Și vreau știi ce vreau să te întreb? Dacă ai mai vorbit în ultima vreme cu unul și cu celălalt și cum i-ai simțit dacă ai apucat? Da, am vorbit. Am vorbit și nu odată, de multe ori. Firește că există o suferință foarte mare. E o traumă care se întâmplă într-o familie. Simți? Unde simți suferința mai mare? La ea, la el? Păi unde crezi? La ea. Orice mamă, și asta o spun din experiență proprie, orice mamă care se vede peste noapte fără aripi, îi se frâng aripile, rămâne cu singura alinare copilașul acela de lângă ea, automat intervine disperarea, intervin niște trăiri pe care nu mai poți să fii stăpână. Încerci să atragi lângă tine oameni care doar ai impresia că te pot ajuta. Așa este. Nu te poate ajuta nimeni și greșeala lor cea mai mare și cea mai mare în toată această perioadă de bucurie, de fericire, de viață, de familie, a fost că au acceptat în jurul lor persoane nepotrivite. Persoane care ulterior s-a dovedit că doar au profitat de ei, de foarte bunurile interesant. Lor, de notorietatea lor, și nu în trecut, și acum. Așa e. Cel mai bun prieten în situații de genul ăsta îți este părintele, familia. Din păcate, nașa nu mai are pe mama ei. Nici pe tatăl ei. Nici pe tatăl ei. Este și mai greu pentru ea, din acest punct de vedere, pentru că nu mai are familie. În schimb, are pe sora ei, care este o fată extraordinară, Anca, și... Cred că prima la care ar fi trebuit să apeleze ar fi trebuit să fie sora ei și cu nu el, prietenii. Pe el cum l-ai simțit, pe Laur? Eu l-am simțit detașat. Laurențiu este un om cu un suflet poate cât noi toți de aici. Uitați, cât suntem? 10 persoane. Deci nu există suflet mai mare și mai bun decât al lui Laurențiu Reghecam. Este un familist convins. Dar Ramona, dar să familist, dar însă are o el slăbiciune. Urmează să aibă un copil cu altcineva. Are o slăbiciune, zicine. Dar haideți să nu judecăm. Nu, noi nu judecăm. Dar eu nu judec, eu constat un fapt. Eu așa l-am știut și pe Laur, dar acum el urmează să aibă un copil. Am înțeles. Că s-a spus despre Ana, că s-a spus despre Laur, că s-a spus nu știu ce. Acum el urmează să aibă un copil? Cum se spune pe românește, treaba e groasă. Bărbații sunt un pic mai slabi decât noi femeile. Noi femeile renunțăm mai greu la ceea ce am construit. Se a dovedit... de către psihologi, că bărbații renunță un pic mai ușor și renunță în momentul în care nu se mai simt confortabil
nu se mai simt în, nu știu, în mediul lor. Cred că un om, când nu mai are sentimente pentru persoana de lângă el, trebuie lăsat să plece. N-ai cum să ții un om cu forța lângă tine, pentru că nu vei fi fericit niciodată, nici ca bărbat, nici ca femeie. Eu nu mi-am povestit niciodată situația căsniciei mele și relației mele, pentru că nu am vrut să expun, am vrut să păstrez pentru noi. Însă, din experiență proprie, pot să spun că cel mai chinuitor lucru este să trăiești lângă un om care nu te mai iubește. Și nu doar pentru tine, este chinuitor și pentru el, ca să încerci să-l ții cu forța. Înțeleg ce vrei să spun. Când soțul tău vine la tine, femeie, în toată firea, că nu mai e la prima, ei nu mai sunt la prima tinerețe, nu putem vorbi de doi adolescenți care s-au luat din copilărie și nu știu, n-au știut ce au făcut și mai departe. Au amândoi experiența unei alte căsnicii din trecut. Așa este. Au copii, adică sunt la un nivel high de level. De maturitate. High level. Da. Deci nu cred că există un om mai matur în ceea ce privește viața de familie ca Laurențiu sau ca Ana Maria. Da. Însă poate că va fi o învățătură pentru amândoi în acest moment. O să te rog să revenim după câteva minute și la o altă temă foarte interesantă. Ioana Năstase anunță că s-a terminat. O să vedem exact ce se întâmplă. Spune că vrea să pună punct. Pare să fie vorba despre Ilie Năstase. O să vă dăm și niște informații de la Constanța foarte interesante. Dar mai e ceva de discutat apropo de Laur și de ceea ce se spune că se pregătește acum în culise în legătură cu el. Așa că după câteva minute de publicitate ne întoarcem cu ceva foarte tare. Și domnilor, este aici la Ramona Lăzuran, parte din familia Prodan Reghecamp, pentru că este fina lor. Pe de altă printre parte, printre primele fine. Cred că doar o pereche avea înaintea noastră. Vorbim cu familia astăzi, cea mai bună sursă. Pe de altă parte, sigur acum lucrurile care se vorbesc și de o parte și de alta trebuie luate. Crezi, de exemplu, că așa cum se spune că Corina îl determină cumva pe Laur să nu îl viziteze pe cel mic, pe Laur Junior, crezi că Corina ar putea să obțină asta din partea lui? Că să spune că ea cumva îl ține ocupat astfel încât să nu ajungă la copil. Greșit. Laurențiu îl vizitează și vorbește periodic cu Laurențiu Junior, cu băiețelul. Îl iubește foarte mult. Nu cred că ar putea cineva vreodată lui Laurențiu să-i schimbe sentimentul pentru copilul lui. Niciodată. Nu există asta. Deci este total eronat. Deci nu e adevărat. Nu e adevărat. E... Și nu știu dacă, adică mi-e greu să cred că cineva ar putea să-l influențeze pe Laurențiu în ceea ce privește familia și copiii lui. Ai dreptate. Mai departe, te întreb și putem să facem iarăși poate un apel public pentru cei care în acest moment, tocmai răscolindu-se toate lucrurile care apar despre unul și despre altul, spun că următoarea țintă a celor care poate cumva, poate, cum să spun, îi doresc Laurului Laurențiu Reghecamp, care se află într-un moment de cumpănă, fără niciun fel de problemă. Ca antrenor, iată, echipa începe să meargă. Pe de altă parte, personal, este într-o suferință. Să treci de la una alta e o suferință. Oamenii vor să-l lovească și profesional, pentru că încep oamenii să numere câte clase absolvise Laurențiu până când a apărut Ana, că era într-o clasă care nu avea legătură cu liceu și după aceea nu se adună ani ca să fie el antrenor. Eu zic și... se bate toate etapele, se bate toate meciurile și... Da, sigur, acum mai sunt antrenori care nu aveau licență și care au făcut treabă foarte bună, dar vezi ce aduce, era cumva pace și liniște cu tot. Uite, acum se discută chestii de genul ăsta. Ce părere ai? Vedeți voi cum... Acum, lumea e liberă să vorbească, să judece. Niciodată nu poți să înfunzi gura lumii. Vorba aceea din popor. Însă... Eu nu cred că vreodată Laurențiu Reghecamp, așa cum îl știm noi, familia,
va înceta să-și iubească copiii, va înceta să acorde sprijin Anei Maria, va înceta să caute sau să îndrume dacă vor avea nevoie vreodată de sfatul lui. Da. Despre ce vorbim? Omul ăsta e un om integru, este un om care a fost și este în continuare un etalon al familiei. Pentru că știm foarte bine că el a crescut nu doar copiii lui, a crescut și fetele soției. E adevărat. Da. Da? Atunci despre ce vorbim? De ce să-l judecăm pe acest om sau de ce să-l, nu știu, de ce să aruncăm cu noroi și cu pietre acum în el? Este adevărat. Sigur că, repet, situația de familie, sigur că se poate întâlni foarte des, dar nu e una minunată. Să nu fi terminat o căsnicie și să fie deja o altă femeie însărcinată. Și putea fi și invers. Cred că dacă un pic ar fi fost mai atenți, deznodământul ar fi fost altfel în ziua de azi și nu s-ar mai fi discutat și nu s-ar mai fi aruncat cu noroi. Asta e adevărat. Cred că lucrurile un pic au luat-o înainte și... Pe puțin spuzi. Hai să mai ai dreptate, doamnelor și domnilor. Ramona trăiește cumva această poveste și nu-și dorea. Prin urmare, din acest punct de vedere, este afectată de acest lucru și luați doza ei de... Eu zic că în acest moment... După aia trecem la subiect. Zi. Ana Maria ar trebui să fie puternică, mai puternică decât a fost ea în orice moment al vieții ei, să dea exemplu de cap de familie ea. Da. Să vedem, ai dreptate. Hai să vedem o declarație pe care astăzi a făcut-o Ioana, soția lui Ilie Năstase, că n-au mai terminat divorțul până la urmă. Hai să vedem. Deci, astăzi un capitol din viața mea a luat sfârșit, mă consider o femeie puternică și mândră de faptele mele, răbdarea, iertarea mea, voința și bunele intenții. Pot spune că această experiență m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine. Răbdarea mea a luat sfârșit. Mă întreb, în acestea am avut ocazia de a cunoaște oameni buni, de mare valoare și bine intenționați, dar pentru acestea, poate unii dintre noastre m-a judecat greșit, alții mi-ați acordat înțelegere și mi-ați apărat răbdarea care nu a fost deloc ușoară. Am continuat să lucrez și sperăm că se va schimba ceva în bine. Vă rog să mă înțelegeți că în această perioadă voi avea nevoie de liniște și puțină intimitate. Asta nu poate să sune altceva decât a despărțire de Ilie. A despărțire de Ilie. Ce zici? Păi ce să zic, că nu-i cunosc personal, însă din ce am văzut în presă, nu de mult s-au căsătorit, nu? Nu de mult s-au căsătorit, după care ea a spus că a primit o ploaie de palme din partea lui Ilie. Ilie a venit, a căutat împăcarea, ea a spus că l-a primit înapoi, dar a fost destul dans de reîmperechiere acolo, dar l-a iertat pe Ilie, am văzut la nunta, aici este la nunta lor, i-am văzut la nunta Simonei Halep, împreună, Ilie, care Ilie Năstase, frate, întotdeauna a fost imprevizibil, dar cele care l-au iubit pe Ilie Năstase, ar trebui să iubească și faptul că Ilie Năstase, de asta este genial și este cunoscut pe toată planeta, că este imprevizibil. Acum însă, e de discutat legat și de faptul că, uite, Ilie Năstase a fost un om foarte generos. Știi, celebra lui casă de pe Andrei Mureșanu din București, care era o casă muzeu, eu am fost acolo, am făcut interviu, deci în fiecare loc din casa aia respira istorie de la cei mai mari oameni de pe planeta asta, aveau fotografii acolo, o nebunie. Pentru ea s-a mutat la Constanța. A cumpărat un apartament la Constanța. I-a cumpărat și ei un apartament. I-a cumpărat ei o mașină, Bentley, absolut spectaculos. Din vânzarea acelei case, informațiile spun că maestrul Ilie Năstase ar mai fi rămas cu în jur de 100.000 și Ilie Năstase acum are baza Academia Ilie Năstase, unde este într-un parteneriat cu Ciprian Marica. Cipriana administrează în momentul acesta și lui Ilie îi vin niște bani. Deci merge business-ul. Îi vin și de la Brigitte de acolo, dar nu știu cu câtă spație. Nu-i merge lui Ilie la nivelul de cheltuieli la care unii își poate imagina. Sigur, ciupeală, pentru orice muritor e foarte bine, da? Corect. Pe de altă parte, de ce să fi dispărut răbdarea asta așa deodată?
Ilie Nestase este o legendă și iar trecutul tumultos în ceea ce privește relațiile și căsniciile dânsului, le știm cu toții. Acum, când îl iei pe Ilie Nestase de bărbat, trebuie să-și și asumi. Pentru că vorba ta... Îl iei pe tot Ilie Nestase, nu lui mai celebritate. Este un tip carismatic, un tip imprevizibil, un tip care acum probabil îți dăruiește toate florile din lume și imediat poate are ceva de reproșat. Dar partea bună este că soția lui nu are ce să-i reproșeze, văd, în acest... În acest ultim mesaj. Ultim mesaj. Nu îi reproșează absolut nimic. Nu vorbește încă de reproș. Da, asta e partea bună a lucrurilor. O să vedem. Partea bună a lucrurilor, că am avut-o pe Ramona Lăzuran alături de noi. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, acum mergem într-o legătură video cu cea care astăzi se bucură pentru că este ziua ei, se apropie ziua ei și ziua tatălui ei. Iar pentru ea și pentru toată familia, Ion Dichiseanu trăiește. Ion Dichiseanu trăiește în fiecare gând al lor, în fiecare vis al lor, în tot ceea ce înseamnă lumea lor. Salut mâna, Ioana! Bună ziua, Cristi! Îți mulțumesc foarte mult că astăzi, în ziua în care Dichi ar fi împlinit o vârstă foarte frumoasă, sau o împlinește în sufletul vostru, ca să zic așa, ești alături de noi. Mulțumite, Ioana, avem și niște imagini foarte spectaculoase, nemai văzute. Eu îți mulțumesc! Te rog frumos să-mi spui cum treceți, ce trăiți, cum sunteți. Este așa, nu știu cum să rezum într-un cuvânt. E destul de greu pentru că asta vorbeam și cu mama, ne aduceam aminte de toate petrecerile de ziua lui de naștere, în care îmi serbam și eu ziua mea. Și foarte puține dăți au fost cele în care mi-am serbat eu pe 22, când e de fapt ziua mea de naștere, separat de data de 20 octombrie. Și eu o percep astăzi ca fiind ziua de bucurie, de petrecere, ziua în care ne strângeam toți familia, prietenii și eram bucuroși. Astăzi este așa o, nu știu, o apăsare, e un sentiment ciudat. Nu știu cum să-l descriu, e un sentiment ciudat. E un sentiment foarte ciudat, sunt convins, pentru că îl sărbătoriți pe el, dar fără el. Da, adică e... Nu știu cum aș putea să descriu, cert este că poimâine este ziua mea de naștere și... Noi am fost așa, mama și-a dorit foarte mult ca eu să vin pe lume ca un cadou pentru tata. Și uite că s-a întâmplat. Bun. Vorbeam cu Simona săptămâna trecută și îmi spunea că ea îl visează, dar cu tine parcă are treabă, ca să zic așa. În sensul în care te întreabă lucruri, aveți foarte multe. Te rog să-mi povestiți, ți-a cerut, ați făcut pomană, pentru că erau niște lucruri de vorbit cu el. Te rog să-mi povestești. Mai să știi că sunt foarte multe vise. Cel puțin o perioadă l-am visat aproape în fiecare noapte, în care îmi spunea câte ceva, mă întreba, atenție, lucruri concrete, nu din amintirile trăite de noi, lucruri care se întâmplă în prezent. Și îți dau un exemplu, a fost cu două zile înainte să fiu sunată de la festivalul Seriile Filmului Românesc de la Iași. Am visat că tata m-a sunat, că era la festivalul de la Iași și că atunci când... Uite, sunt chiar curios care este continuarea, s-a blocat puțin imaginea cu Ioana. Avem, așa, ai revenit? Și, a rămas, da, s-a întrerupt în momentul în care tu spuneai că el era la Iași și... Da, și mă ruga să-i aduc ceva. Și n-are importanță ce anume, ideea este că după două zile, după ce l-am visat așa, am fost sunată și invitată la Iași. Ce la tare. Festivalul filmului. Cum îți explici toate lucrurile astea? El e nu cumva... Știu.
ele cumva pe lângă voi? Măi, eu simt de multe ori lucrul ăsta și nu doar eu, am simțit și mama și Adi, adică ni s-au întâmplat niște lucruri greu de explicat în lumea noastră, ca să spun așa. Adică... Nu știu ce legătură, oricum este o legătură de suflet, de sânge, e ceva ce nu se va pierde niciodată, asta este clar. Ce se întâmplă astăzi de ziua lui Ion Dichiseanu? Cum o petreceți voi? O petrecem cu el în suflet. Îmi pare rău că nu putem petrece cu el fizic, pentru că noi acum ne-am fi pregătit să mergem la restaurant, să mergem să ne strângem toți, prietenii, dar uite că m-am bucurat altfel. Țin să, în primul rând, să-ți mulțumesc ție și să mulțumesc celor de la Cine Maraton, care mi-au făcut o surpriză fenomenală. În momentul în care am uitat pe programul lor, pe ghid, și am văzut că toată ziua de astăzi este dedicată lui. Colegii noștri de la Cine Maraton, că suntem în același trust, sunt foarte atenți la aceste aspecte, e adevărat. Da. Și cei de la Electrecord nu au uitat de ziua lui de naștere. Tuturor celor care și-au amintit pentru câteva secunde de el, țin să le mulțumesc și e frumos că ducem mai departe. Ducem, mă refer aici eu, pentru că sunt copilul lui și este normal, e firesc, să încerc să duc mai departe această moștenire, acest bagaj de cultură lăsat. E foarte frumos, e și firesc. A fost și o legătură, și este în continuare o legătură cu totul specială. Urma că ai fost un copil dorit, dar ai fost un copil adorat și totul până la tine. Adică în viața lui totul, dar până la tine. Și eu mi-ador părinții, Cristi, să știi. Și uite, tocmai de aceea am vorbit cu Adi, am stabilit cu Adi că vom scrie, el va scrie de fapt, adică vom conlucra la o carte despre tata, pentru că el își dorea să mai publice o carte și nu a mai apucat. Și colaborez și cu Andrei Cherești la o melodie pe care o voi cânta cu tata. Ce tare! Da. Ce tare! Și am bătut și palma cu cei de la Electrecord pentru un CD cu melodii cântate de el, împreună cu mama. Deci avem multe lucruri de făcut, pentru că el este un nume care a însemnat mai mult decât talent actoricesc. A însemnat un one-man show, cum e vorba aceea. Chiar așa este. Și muzică și mult mai mult decât actorie. Absolut. Film, teatru, muzică, o prezență absolut extraordinară, ceva chiar dincolo de ceea ce înseamnă star sistemul românesc. Deci Ion Dichiseanu putea să fie un actor la Hollywood fără probleme cu alura lui. Avem câteva imagini superbe pe care în premieră, pe care le avem din partea familiei Dichiseanu, într-adevăr niște fotografii superbe pe care nu le-ați mai văzut niciodată, unele filmate, alte fotografii, iată, avem și imagini filmate. Sunt momente cheie din viața artistică a lui Ion Dichiseanu, un actor într-adevăr absolut fabulos. Ioana, hai să vedem pe maestru într-o fereastră, că pe mine mă vedeți destul, și Ioana în partea cealaltă. Ce faci când ți-e dor de el? Asta am întrebat-o și pe Simona. E un lucru pe care nici nu știu dacă să-l spun sau nu. Cert este că am păstrat foarte multe din lucrurile lui și atunci când vreau să-mi alin dorul acela fizic de el, mai strâng în brațe câte o haină de-a lui, că mi-e greu fără el. Da, pentru că Ioana are dreptate și înțelegeți emoția care o copleșește, pentru că Ion Dichiseanu a fost un om, și este pentru ei în continuare, un bărbat puternic, echilibrat,
Uite, aici această imagine l-avem pe Ion Dichiseanu îmbrăcat în alb cu o eșarfă verde. E o imagine foarte frumoasă. Spune-mi de unde este. Am păstrat acesta, l-am păstrat. Așa, ce este, aici este, el cântă pe scenă, nu? Da, era într-un concert la Râmnicu Vâlcea, în care, nu știu dacă se aude, dacă este sunet, era sala în delir, da, nu da, se mai auzea ce mai cânta el, strigau toți numele lui, era ceva, se călcau în picioare la propriu pentru a prinde câte o eșarfă. Excepțional. Echipul său, da. Da, chiar vedem acum imaginile și faptul că nu se mai auzea nimic într-adevăr acolo. Și avem și o imagine cu voi doi cântând aici, chiar într-o emisiune, dacă nu mă înșel, de la TVR. Bun. E foarte frumos. Mi-ai spus că, uite, în ultimele două minute pe care aș vrea să le mai vorbesc cu tine, ai spus că, dincolo de aceste vise, ți se întâmplă lucruri absolut pe care nu ai fi crezut că ele se pot întâmpla atunci când un om nu mai este fizic lângă tine. Da. Despre ce e vorba? Mai spune-mi, te rog. Uite, îți mai dau un exemplu. Știu că multă lume mă va judeca și va spune că nu se poate așa ceva, dar eu îți spun ce am trăit împreună cu Adi și cu mama în casă. În momentul în care s-au împlinit 21 de zile de la plecarea lui fizică, eu îi dusesem acolo la spital un mini radio pe care l-asculta el. Și acel radio avea doar o baterie din cele două care trebuiau să fie pentru a funcționa. Avea doar o baterie în interior și era închis, era pe butonul off. Iar în momentul în care eu am început să plâng gândindu-mă la el, a pornit acel radio. Incredibil. Jur, adică și mie mi s-a părut... Și am întrebat, voi ați dat drumul? L-am strigat pe Adi, ai dat drumul la... Era totul stins în casă, televizor, orice aparat, era închis. Și am întrebat, voi ați dat drumul la ceva? Se auzea o muzică de undeva și acel radio era pornit și tot încercam să-l închid și nu se închidea, cu o singură baterie și cu butonul de off și multe altele. Se deschide televizorul noaptea la aceeași oră, în fiecare noapte, la ora la care eu și mama ne făceam rugăciunea cât timp eram în spital. Era tata în spital. Extraordinar. Da, eu cred tot ceea ce spui și știu că aceste lucruri se pot întâmpla. Cred că dincolo de lumea asta sunt într-adevăr lucruri pe care mintea noastră preocupată de știință nu le poate înțelege, dar în același timp le poate primi și accepta ca o premiză a ceea ce se întâmplă cu adevărat pe lumea asta ca energie sau lucruri pe care ar trebui să le luăm în calcul în momentul în care privim ceea ce suntem sau ceea ce putem deveni. Așa este. El oricum era de o energie debordantă și de o forță interioară. Așa este. Fantastică. Și noi suntem un cumul de energie până la urmă. Asta cred că suntem, că nu am stat să studiez, recunosc. Da. Ioana, vreau să spun lucrul următor, pentru că trebuie să luăm publicitate. Dacă cumva te mai gândești la Dichi, transmite-i din partea noastră, dacă nu ne aude, că noi îl pupăm. Și că m-am gândit cu tare dor acum la seara de 1 decembrie 2019, când eram la Slobozia, el a recitat acolo câteva momente foarte frumoase. Mi-a spus când s-a am ajuns amândoi înainte, am povestit, mi-a rugat să-i transmit un mesaj, am povestit de nu știu ce, chestii de viață, am făcut o fotografie împreună și am renodat cumva momentele frumoase când ne-am văzut cu voi trei la o lansare de film sau ne-am mai întâlnit la evenimente foarte frumoase și toți eram acolo împreună și lumea era frumoasă și cu siguranță că dacă el lipsește acum, ea își păstrează o anumită frumusețe pe care noi o simțim și acum. Trebuie. Mulțumesc. Trebuie să și eu îți mulțumesc, Cristi. Eu. Da. Te pup, Ioana. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Și sunt convins că Dichi va fi în continuare alături de voi în fiecare secundă de acum înainte. Pupăm și ne gândim cu drag la el. A fost Ioana Dichiseanu.
povești absolut senzaționale. Apropo de prezența lui Ion Dichiseanu, prezența certă acum, pe care altfel nu o puteți explica, avem un ceva foarte interesant. Eugenia Șerban este câteva minute acum cu noi, după care suntem cu Elena Lasconi. Ce caută vedeta televiziune la conducerea unui oraș? Ce poate să fie mai tare? Eugenia Șerban arată impecabil după cumpăna prin care a trecut anul trecut. După ce a fost diagnosticată cu două forme de cancer și a stat 12 ore pe masa de operație, acum actrița zâmbește din nou. Arătați foarte bine. Mulțumesc frumos. Cât a durat să vă aranjați? 40 de minute. Cum a fost în pandemie? Greu. Vrei răspunsuri detaliate? Nu, a fost greu. Am și spus-o în câteva emisiuni. E greu, mai ales pentru noi artiști. Cu sănătatea cum sunteți acum? Mulțumesc, bine, după cum se vede. Ați mai fost la control? Da, normal. Din 3 în 3 luni, din 6 în 6, acum urmează cea de un an. Ce spun medicii? Cum? Ce spun medicii? Momentan, că sunt bine. Cele bune pentru Eugenia Șerban, o femeie absolut superbă, o actriță cu totul și cu totul specială. Elena Lasconi, doamnelor și domnilor, este alături de noi. Să rămână cu o petiție, am venit și noi, dacă ne dați voie, dacă e la audiențe, dacă ne dați voie, am venit și noi să vă întrebăm ceva. Da, sigur, cu tot dragul. Acum mi-am adus aminte, Cristi, că eu cred că noi doi ne-am văzut fizic ultima dată în urmă cu 21 de ani. Când am primit premiul de la revista VIP pentru reportajul cu fetița care a căzut în puț. Așa este. Dacă... Eu așa, că eu de atunci eu nu cred că ne-am mai văzut. Așa. Uite cum se... Ajută tehnologia. Noroc cu tehnologia, Elena, ești la fel, ești neschimbată. Explică-mi și mie cât curaj poate să aibă un om care vine din sfera privată să se bage în hățișurile astea administrative. Cum îți e? Cât sperial poate să iasă sau să nu iasă? Da, ce să spun? Anul ăsta a fost așa ca o călătorie între rai și iad și este anul în care mi-a trecut prin cap un gând... Da, e glumă, da? E așa o glumă spusă într-un fel. Eu sunt exagerat de româncă și sunt foarte atașată de țară și e primul an în care m-am gândit că sistemul este atât de defect și atât de rău, încât singura soluție ar fi emigrarea. Este pentru prima dată când mi se întâmplă asta și am aproape 50 de ani. Dar ce să spun, asta trecând peste partea asta pe care nu o iau foarte în serios, pentru că îmi doresc să fac niște lucruri minunate aici și chiar am început să fac și acum chiar o să am o conferință de presă la fix, adică 9 minute, pentru că ieri am împlinit un an de când am depus jurământul ca primar. Ce anume? La mulți ani! A, mulțumesc, mulțumesc. Și chiar am văzut, adică dacă am văzut cam ce s-a întâmplat în mandatele trecute, e trist că nu am fost niciodată atât de înjurată în viața mea și atât de să se vorbească atât de urât despre mine. E adevărat de și Elena, de persoane care au conturi false. Știi ce te rog? Să nu te superi, bine, știu că ai treabă la 5. Poți mai stăm câteva minute după aia, că îmi vine publicitatea peste mine. Nu mă înjura, eu am întârziat, da? Bine, hai că o să-i rog pe colegi să înțeleagă. Mulțumesc foarte mult, Elena Lasconi. Da. Pup. Domnilor, uite, Elena a revenit alături de noi. Elena, te-am întrerupt. A venit și curentul, era să fie o pană de curent la primărie, s-a rezolvat. Bun, am înțeles toate lucrurile, știi, de obicei nici nu contează cât bine ai făcut în viață până atunci când ai intrat în zona asta cu administrația și cu politica. Încep belelele, poți să fii îngerul de pe lume, că găsesc ei ceva să inventeze. Îți place? Cristian Țopescu a avut același curaj ca tine și a spus că vrea să intre, după care, după ce a ieșit, a zis ce mi-o fi trebuit. Tu cum simți? Aoleu, dar...
dai seama că vine să-ți iei punctul câteodată, pentru că merg lucrurile foarte, foarte, foarte încet, dar ceea ce e grozav e că din poziția de primar poți să faci mai mult decât am făcut ca jurnalist și ca om implicat în societatea civilă. Pentru că eu asta vreau să fac, să fac lucruri, să arate bine orașul, să vorbească toată lumea despre cât de minunat este Câmpul Lungu, dar nu se poate peste noapte să faci lucrul ăsta, și să urmeze calea asta oamenii de bună credință care își iubesc comunitatea, iubesc locul, locul lor de naștere, sau uite, al meu nu a fost de naștere, dar m-am legat atât de tare de Câmpul Lung și iubesc atât de tare orașul ăsta și comunitatea, și să facă politică, pentru că ar fi o țăcăneală să crezi că se vor schimba lucrurile și tu rămâi în bula ta, cu familia ta, cu prietenii tăi și nu acționezi, nu vrei să faci nimic. Și să știi că se văd lucruri. Uite, eu n-am stat să inventariez tot ce am făcut, dar acum am zis că împlinindu-se un an de când sunt primar, am zis hai să vedem care sunt lucrurile pe care le-am făcut concret. Nu contează că sunt multe proceduri, trec luni, luni până când au trecut aproape 4 luni ca să cumpărăm o bucată de mochetă. Numai proceduri, numai hârțogăraie, o grămadă de birocrație. Mandat un an, Elena Lasconi, prelungire conductă de gaze, aproape 12 km. Mandatul primarului de dinainte, care a stat 5 ani, prelungire de parcă 5 sau 6 km, și asta s-a întâmplat în ultimul an, înainte de alegeri, ca să dea bine. Iar în mandatul de 12 ani de dinainte, 0. 0 km, 0 metri. De exemplu, e multe, sunt foarte multe lucruri. Cadastrele, care cadastru, știți ce înseamnă? Imposibilitatea de a fura. Și de asta n-au avut niciun interes, în general, românii în țară să facă cadastre. Eu am văzut un cadastru dintr-un sat din Cehia, de prin 1830 ceva, parcă, iar aici nu s-a întâmplat nimic. Ori fără cadastru, orice faci este ilegal, practic, pentru că toate lucrurile trebuie să înceapă de acolo. Și eu am făcut aproape 70 de cadastre la străzi din cele 180 de străzi, 70 de cadastre. Primarul de dinainte, în 5 ani, a făcut 3 cadastre care sunt parțiale, iar cel de dinainte cu 12 ani, 0. Da. Deci... Uite, 2 minute vreau să te mai țin și vreau să te întreb dacă mai e timp și de tine. Te-am văzut într-o cursă cu Mihai Leu acolo, e foarte bine, dar pe de altă parte, în afară de primărie... Și mai apuci să mai faci ceva? Absolut nimic. Nu mai fac nimic și într-un fel mie nu pare rău deocamdată, pentru că nu pot să zic că fiica mea suferă, pentru că ea este la Paris și are viața ei, are 29 de ani, nu mai cresc copii mici, pentru mine orașul este pasiunea mea și sunt dedicată întru totul. Și chiar mă bucur, adică mă prinde noapte aici la primărie. Chiar și vreau să fac lucruri și vă încurajez pe toți. Fraților, e greu, e îngrozitor de greu, dar țara asta merită, pentru că nu ne mai permite să avem o altă Românie în altă parte, dincolo de granițe. Adică eu cred că trebuie totuși să facem ceva, pentru că altfel o să depopulăm toată țara și o să plecăm cu toții. Da. Elena, mulțumesc foarte mult. Am zis 5 minute, uite, sunt un timp foarte serios de data asta, deci nu e niciun fel de problemă. Îți promit să mai intrăm, să mai povestim, să vedem exact cum aventura unei colege de-a noastră, lumea lor, a oamenilor care decid altfel decât cum suntem noi, oamenii normali, ca să zic așa, de multe ori. Îți mulțumesc foarte mult, Elena, pupăm cu drag și să ne vedem mai des decât ne-am văzut noi, cât ne-am văzut. Chiar vreau să spun că arăți foarte bine, la modul foarte serios. Dar și tu la fel, mulțumesc foarte mult. Eu cred că tu ai timp pentru tine, că arăți foarte bine. Ok, succes. Mulțumesc foarte mult. Da, 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 pupăm foarte cu mult drag pe Elena, o să ne mai vedem cu ea repede la bucătărie, doamnelor și domnilor. Lorena este astăzi, hai să o vedem pe Lorena, iată, împreună cu Moris, care s-a hotărât să nu mai stea departe de mâncare, să se implice în procesul tehnologic. Începem votarea 1444, exclusiv șef, șef Măslină.
o măslină, ceva. Lorena, ce gătim astăzi? Bună ziua, dragii mei, bună ziua, Cristi. Astăzi o să gătim ceva foarte special. Uite, Boris este ajutorul meu. Boris, e bine, ești bine. În această zi a preluat legătura, are legătura. Are legătura, Cristi, de la tine, mulțumesc. Nu știe ce l-așteaptă, pentru că eu sunt un bucătar foarte exigent. Așa că, promis, Boris, așa, ești pregătit? Promis să învăț, păi, să fiu ascultător. Ce trebuie să fac? Lasă jos astea, pentru că așa, înainte de a începe, e bine. Trebuie să începem cu dansul tigăilor. Așadar, dragilor, dimineața când mă scol, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă faia, pe eu nici nu mă mai spăl, ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă faia, dai fuga cu ceai pe mine, ia zi, cu ia tigaia, 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 hop, hop. La promoții în magazine, dar de data asta nu suntem în magazine, suntem aici la Cristi Bracu. Da, ce gătim? Că am niște invitații aici pe canapea și sunt și ei curios să știe ce gătim noi aici. Cristi, păi, gătim ceva specific ardelenesc, pentru că eu sunt ardeleancă, paprikaș de pui, așa că un fel de tocăniță de pui, așa, cu usturoi, cu smântânică, cum e mai bun? Și cu morcov, să nu uităm de morcov, da? Da, și merge și o țuică la sfârșit în afara programului, nu? Merge și o țuică, bineînțeles. Țuică, da, da, da. Țuică, țuică, țuică. E bine, copilași, vă las să vă distrați acolo. Gata, începem cu ceapa. Da, da, gata. Spor, ne întoarcem, doamnelor și domnilor, dragi fete, dragi băieți, care aveți nevoie de niște cetățeni exponențial, ca să zic așa. Doi băieți grozavi aici alături de noi, George Piștereanu, care nu m-a mai văzut de ceva vreme, de pe vremea când avea numai roluri de băiat bun. Între timp a trecut la diversificare, fost și rău, am mai omorât un om, am mai făcut una, am mai făcut alta și în rolul băiatului bun, deși ar putea să pară băiat rău, Andrei Stoica alături de el, bine ai venit. Vă leagă o prietenie frumoasă. Bine v-am găsit. O să las pe tatăl meu să vorbească. Zi, tăticule. Întâmplător a fost. Aparținătorul, zi. Aparținătorul, da, am venit cu aparținătorul. Așa. Ce păi da, ne leagă o prietenie frumoasă. A fost așa o chimie între noi. Este un băiat care s-a potrivit pe carapodul meu, pe genul de principii pe care le-am eu despre prietenie. Și așa m-a ascultat foarte mult. Deci e ascultător, copil cu minte, da? Da, e ascultător. Avem nevoie să împrumut o sumă de bani și așa am devenit prieteni vrând nevrând. Da, cum a spus și Andrei, oamenii se găsesc cu oameni și în general când o să-ți găsești pe tipul energiei pe care tu o ai. E adevărat. Și noi având o energie mișto, zic eu, nu? Așa ne zic oamenii pe Instagram. Așa mi se bună, pare și mie când vă văd. Bună, veseli, automat s-a sudat o prietenie. S-a făcut o gașcă scurtă, da, așa, da, da, da. Bravo, foarte frumos, e foarte bine. El este un tip sportiv, era și de când l-am cunoscut eu. Acum l-ai taicăsul la corup și mai tare, nu? Adică tu. Păi, am avut un interviu cu el, deci omul e... De o bună perioadă de timp s-a apucat de Brazil în jiu-jitsu, l-a atras așa, l-a acaparat și nu pot decât să mă bucur că a ales să facă parte din cadrul echipei mele. A întâlnit acolo un antrenor care... Ce să exagerăm? Cel mai bun antrenor din România pe Brazil în jiu-jitsu. Da, unul dintre cei mai buni antrenori din România pe Brazil în jiu-jitsu și l-a atras foarte mult. Nu, a fost foarte amuzant, pentru că eu vreau să-mi fac, îmi tot construiesc de un timp să-mi fac un demo skills, adică cu toate sporturile pe care le fac eu. Și la câte un dat, sunt ele? Multe, nu știu, multe. Dacă ești tu, nu știi, îți dai iarnă, sporturi de iarnă, bravo, biciclete uphill, tare, downhill, parapantă, care fac foarte intens în momentul ăsta. Și la un moment dat am zis, eu făcând Krav Maga foarte mult timp, am zis, domne, nu prea am făcut foarte mult sol la Krav Maga, hai să încerc Brazilian Jiu-Jitsu cu o ședință, două, să pot să-mi fac și o filmare. Și te-ai lipit. Băi, deci, datorită profesorului, eu mergeam la kickbox, făceam la ei, și datorită profesorului lui Petre, deci m-am îndrăgostit, crede-mă, instant. Foarte am tare. Ajuns să fac acum 6 antrenamente pe săptămână. Băi, ești nebun, foarte da, tare. Deci ceva... Și asta trebuie să înțeleagă, George, de câte ori merge pe mâna mea, nu poate decât să-i fie da. Bine. Doamnelor și domnilor, foarte tare. Avem un test al prietenii, vom afla lucruri acum punându-le întrebări. Nu sunt întrebări complicate, nu trebuie să vă emoționați. George e mai obișnuit cu partea asta, cu televiziunea, cu asta, trebuie să fii da, și eu... Așa, da. Întâmplător. George, când Andrei are timp liber, cel mai mult îi place să... Deci ce îi place lui Andrei să facă mai mult în timpul liber? Să stea cu familia. Corect? Mă cunoaște bine. Da. Deci familist nu... Nu este familist, nu.
aici are multe, dar aici, aici e ok. Ce, apropo, acum, dacă toți suntem la... Nu, era o glumă, n-are nimic. E perfect, e prietenul meu. Am crezut că vrei să spui ceva și te-am încurcat, știi? Adică, perfect. Andrei, care este pasiunea secretă a lui George? Pasiunea secretă a lui George? Da, pe care încă nu știm. Sportul știm, actoria asta e... Știm, cu fetele nu ne spune, vedem doar pe motocicleta, pe Mexic, cu... Parcă era, era o creștină. Cu creștina, cu bravo, creștina, că asta, exact. Că dat-o așa în direct cu creștina, exact. Cristi, cum el obișnuiește foarte des să-și facă toate pasiunile lui publice. Da. Eu nu știu să aibă una secretă. Deci n-are secret. Eu nu are secret. Nu, nu, pasiuni nu prea secrete. Am pasiuni secrete. În afară de chestia asta cu relații și cu, cu fete creștinele, pe care le țin... O țin ascunsă că nu-mi place mie să vorbesc. O să mai treci la o musulmană, că n-o fi foc. Nu e problemă. Te adaptăm. E multe bombe acolo. Am înțeles. Este multe bombe și trebuie exact să avem grijă că mai vine vreo talibancă, cucerește teritoriu, după aia se așează la aeroport. Și oricum e cucerit, adică ce să mai dăm? Noi am dat în țară, dar mai avem ce. Aia zi. Brav, foarte frumos. Mai departe, dacă ai putea să fii Andrei pentru o zi, ce ai face, George? M-aș uita în oglindă și m-aș încorda. Foarte bune. Băi, eu mă gândeam că o să răspund, băi, să mă iau de oameni pe stradă. Nu spune nimeni nimic. Nu, da, nu, că eu pot să mă iau de oameni pe stradă și acum. E ok, am cunoștințele necesare. Dar e vorba de, pur și simplu, acest... Adică noi am fost într-o chestie o lună de zile, în continuu am stat, și în acea emisiune acolo... Eu nu trebuia să mai vorbesc, noi nu trebuia să mai vorbim. Îl scoteam pe Andrei în față, l-a pus tu gol și gata, se rezolva orice problemă. Da. Sau să înțeleg că eu mai iau de cineva, dar prin imaginea mea... Să uite lumea la tine, nu trebuie să vorbești. Da, să înțelegem. Da, da. Nu te strădui că înțelegem. Dacă, ce dacă spune o calitate pe care ți-ai dorit să o aibă, George, în afară de multitudinea de calități pe care le are. Una ar trebui să aibă ceva, să fie mai nu știu cum, mai nu știu cum. Părintește. Zi, tata mea. E foarte dificil. Eu, de exemplu, când am un prieten, mi-aleg un prieten sau mi-am ales soția, de obicei nu prea văd defectele. Încerc să-i văd mai calitățile. Dacă are defecte, le dau la o parte. Dar haide să presupunem așa. Ar trebui să încep să gătești. Să gătești? Să gătești. Ar trebui să încep să gătești. Asta e un defect care, care trebuie să se transforme într-o calitate a ta. Măi, la un moment dat, apropo de gătit, și să spun și de ce nu fac chestia asta. Spun sincer, nu știe să facă nici măcar un ou. Nu fac. Dar nu-mi place să gătesc, pentru că am gătit la un moment dat, nu știu, de la 14 ani până la 17 ani, când eram în Italia și în fiecare vară lucram. Deci tu știi să gătești, dar nu mai vrei. Știu să gătesc, dar mie până aici, nu mai pot, nu mai vreau, nu mai. Am că a trecut, s-a prescris, cât atât. Nu s-a prescris, iar am rămas aici, nu vreau. Da, mai avem câteva întrebări foarte mișto pentru băieții noștri. Trebuie doar să stați și alte surprize. Avem și un magician. Nu dispare nimeni, că ei oricum nu au cum să dispară, că-s pe picioarele lor. Stați cu noi. Domnule, să înțeleg foarte bine. Nu știu dacă vedeți. Lorena și cu Mori să înțeleg foarte bine. Bine, îngerul păzitor al Lorenei este undeva în spate. Se-a ascut cuțitele așa, tânând principiu. Prin urmare, șef măslină pentru Lorena la 1444. Ce-i supica aia pe care o plimb în mână, domnul Mori? Deci, această supică va fi pusă peste... Și cum am zis că se numește? Îngroșala? Îngroșala? Pe tocană. Pe tocană, da? Îngroșala de tocană? Da, da, da. No, asta este sigur de dietă. Cum arată? Nu e de dietă. De ce? E numai bună. Lasă, nici nu se îngrași, nici nu slăbești. Moarte cântarului! Arată foarte bine. Felicitări. Ai amestecat altceva. Destul. Dar, acum. Zim ce ai făcut până acum, Lorena, ca să știm exact. Am tăiat ceapa, am pus-o în tigaie cu puțin ulei și cu pulpele. Apoi am adăugat puțină boia și peste am acoperit pulpișoarele cu apă pentru a fierbe... timp de vreo jumătate de oră, cam așa. Aha. Eu sper acum să fiarbă. Și smântâna ce facem cu smântâna? Smântâna la final, las-o acolo, pentru că, Morris, nu avem nevoie de smântânic acum, nici de zahăr, nici de usturoi? Nici usturoi la final. O dregem cu usturoi și cu smântânică. Dar până atunci mai avem încă o jumătate de oră. Lasă că sunteți bine, lasă să sunteți pe drumul cel bun. Ai văzut, mă, la bucătărie e altceva. Altceva. Ai văzut? Mâncai, dar nu știi cum să face, da? Cristi nu mi-a găsit un capac, uite, un capac mic, ăsta un capac mic pentru o cutie mare, cum se spune. Un fegheu, la noi în Ardeal se zice fegheu. Fegheu? Fegheu. Apoi nu, îl spune să mai caute pe acolo, pe-n plin de jos, că nu știu să-ți spun acum.
Bă, la bucătărie, nu știu exact care e inventarul, ia băgați. Ne întoarcem la Andrei Stoica și George Pișterenu, doamnelor și domnilor, în acest moment, în colțul albastru, George Pișterenu, și încercăm să mai aflăm în colțul. Ei nu o să se... Apropo, ați luptat vreodată, așa, ați vrut să vedeți cum unul față de celălalt... Nu cred că are rost, adică... Ne-am jucat. El e Mr. K.O., adică... Ne-am jucat, ne-am jucat. Te-ai jucat, a fost bine, da? Nu, dar chiar îmi place fața asta, înțelegi? Și am înțeles că se reconstruiește greu. Și mai bine rămâne. Am înțeles. Băi, ești complicat, e actor. Contează aspectul. Vezi, asta e mișto la jiu-jitsu. Că ne mermelim pe acolo pe tatami. Dar nu vă rupeți capetele. Ne rupem mâinile, dar nu ne spargem fața. Foarte important. Adică... Bun... George, dacă ai putea să fii Andrei pentru o zi, ce ai vrea să faci? Ce aș vrea să fac dacă aș fi Andrei pentru o zi? Da. Păi ți-am zis aia cu privitul, aia, da? Ți-am zis. Bine, da. Merge mai departe, ai dreptate. Cred că e suficient, am zis. Altă meserie pentru Andrei în afară de cea pe care o are, l-ai vedea? Latifundiar. Investitor. Ai, asta e meserie? Îl văd așa, în training. În training. În training, tatuat pe gât aici, într-o mașină albă, ceva mare, da, de teren, și mergând pe o zonă de asta neconstruită. Așa. Am înțeles. Cu mâna stângă pe volan. Merge? Cu mâna stângă pe volan deschis. Merge? Nu. Am înțeles. Știi, și din când în când cum era chestia aia. Știți că pe vreme era ghiul și mai și ștergeai exact, ghiul așa, da, frumos. Bun. Dacă George ar fi pentru o zi președinte, Andrei, care ar fi primul lucru pe care ar trebui ce să-l fac? Ce contract ai vrea să iei? Da. Zi exact, da. Ia zi, unde cam vrei? Ce magistral ai vrea să faci? Bă, asta, bună întrebare. Dacă George ar fi pentru o zi președinte, ce ar... Da. Primul lucru pe care trebuie să-l facă el, cunoscându-l pe el, George, adică ce ar face el? Amnistie. Pișterenu președinte, ce ar face primul lucru Pișterenu? Amnistie și grațiere. Băi, deci nu prea am prieteni închiși, credeți-mă. Am înțeles. Deci nu știu ce aș face. El are prieteni foarte deschiși. Nu, da, nu foarte deschiși, adică, nu știu, probabil aș încerca să nu ne mai... să-i opresc pe ăștia să mai fure țara, domnule. Așa, țărișoara noastră! Da, George, da. Ce... deci nu lasă Andrei să treacă o zi fără să... să-și sărute copiii de noapte bună. Bă, tu mă cunoști cam bine. Ai, atunci te întreb pe tine. George cucerește femeile cu... Nu le zi! Ai femeile? Nu le zi cu ce! Nu știu, spiritul lui aventurier, faptul că are o mulțime de pasiuni din astea, bărbătești. Băi, nu sunt fraier. Băi, băi, deștept, mă. Băi, merge, mă. Cred că ți-am găsit și pereche acum. Da? Prin ce am declarat acum, ți-am găsit pereche. Ai, nu? Sau nu? Creștine ceva? Creștine. Cine, eu? Nu. Liber acum, fără creștine? Este de nediscutat. Am înțeles. Deci ceva e, dar mai bine trecem sub tăcere. Exact. Tăcerea domnește asupra... Tăcerea domnește. Am mai înțeles. George, Andrei, am zis asta că nu poate să adoarmă. George, dacă ar putea, Andrei ar schimba la tine ce? Deci tu ce crezi că ar putea să schimbe la tine? Că el ți-a zis că n-ar schimba nimic, că ești bun. Că nu sunt... În afară de gătit, am reținut. Da, am înțeles. Chestia asta de a deveni mai afacerist, mai ca el, mai... Aha. Să am simțul ăsta de businessman. A, tu ești artist? Nu, un pic, da. Nu sunt chiar artist, adică sunt așa. Totuși ai avut oportunitățile tale, nu cred că au trecut așa neremunerate la justa valoare. Ba da, dar de decent, adică nu am intrat în zona asta de business foarte mult. Simțul ăla de businessman. Da, da, da. Schimb leu cu 50 de bani. Da. Bun. Să nu faci pe ăsta. Andrei, dacă George ar avea 1 milion de euro, pe ce l-ar cheltui? Cu mine. Având în vedere că sunt Macedon, ai răspuns foarte greșit la această întrebare. L-aș investi cu tine. Așa, da. Aia e altceva. Macedon nu e... Te-ar întreba pe ce l-ai cheltui. Da. N-ar cheltui. Nu prea. Nu sunt extrem de cheltuitor. Ce înseamnă extrem de cheltuitor? E o plajă atât de largă, dacă mă întrebi. Adică am nevoie de foarte puține lucruri ca să trăiesc.
Asta e un lucru foarte bun. În sensul adică nu-mi cumpăr, uite, tricou de pe mine, pantaloni, sunt absolut simplu. Deci nu ești fashionist, nu, dulapuri întregi? Nu. Nu. Nu ești precum, asta cum îi zice, menajera lui Cătălin Botezatu, a căzut un standard pe ea și n-a mai putut să se ridice, a sunat și a chemat nu să cred. Vină mai mulți oameni să ridice standard. Păi dacă omul îi dă fashion, logic are. Asta face, fashion. A căzut un standard și femeia nu mai putea să iasă de sub standard. Da, eu cred că cei mai mulți bani folosesc pe, nu știu, sport, parapant, chestia, adică nu... Îl avem aici pe domnul magician Anton. Bună ziua, Anton! Vreau să te întreb dacă vrei să chinuiești pe cineva pe aici, pe-n platou. Ai nevoie de George și de Andrei sau n-ai curaj? Faci oricare dintre ei, ar fi perfect. Vreți să vă jucați cu el? E cu magia. Depinde ce număr vrei să faci ca să știm exact cine scapă cu viața. Care dintre ei are mai mult simțul umorului? Andrei. Cine, Andrei, nu? Știi cum râde? Asta. Da. Deci n-a dat un pumn în viața lui, e un om extraordinar. Da, pâinea lui Dumnezeu. Atunci Andrei e omul meu. Hai, Andrei, hai că nu se întâmplă nimic. Și eu transmit. Am întrebat înainte. Eu transmit în direct, dar știam eu că ține microfonul acolo, da. Așa. E testat, e pregătit, Anton, l-am Mister întrebat. Andrei? Antonio, mă bucur să te cunosc. Andrei, nu te speria că e mai înalt, îl faci. Magician sau basketbalist? Mai la magician, în altă viață, probabil basketbalist. Man, fii atent, uite, nu știu dacă au zis oamenii, eu aseară m-am întors din vacanță, am fost plecat puțin în Spania și vroiam astăzi la emisiune să aduc ceva din vacanța mea. Ia să te vedem, Antonio. Jocul de Alba Neagra. Ai jucat până acum Alba Neagra? Alba Neagra? Da. Am și niciodată că e țeapă total. Dar poți să învăț. Vreau să zic, hai să-ți arăt de ce nu ar trebui să joci niciodată Alba Neagra, dar na, văd că știi deja despre ce e vorba. Poți să ții puțin mâna în felul ăsta, te rog? Da. Fii atent, am aici trei cărți de joc. Am un as de inimă neagră și am doi pătrari de inimă roșie. Cartea câștigătoare în jocul nostru este, bineînțeles, asul de inimă neagră. În regulă? Deci va trebui să urmărești cartea asta. By the way, cărțile pe spate au un design normal, nu e nimic care să te păcălească vizual sau ceva de genul ăsta. Dar fii atent, hai să explic de ce este atât de mișto varianta mea de Alba Neagră. Ține mâna și fii atent. O să luăm asul de inimă neagră. Așa. O să-l punem la tine în palmă în felul ăsta. Avem cei doi pătrari de inimă roșie și eu acum fii atent. Doar un simplu gest și asul sare la mine în mână și la tine în palmă avem un patru de inimă roșie. Ai simțit când s-a întâmplat schimbarea asta? Andrei, iartă. Chiar mi-am dat seama. Absolut nimic. Ar fi trebuit să zic ceva? Nu știu. Ceva, cât uși de puțin, adică na... Hai, mai încerc o dată, ok, da? Mai încercăm o dată. De data asta o să fac mai încet. Poate o să reușiți să observi ceva. Deci fii atent. Avem cei doi pătrari de inimă roșie, asul de inimă neagră. O să luăm asul de inimă neagră, punem jos. Asta era varianta mai încetă, cred că ți-ai dat seama. Așa. Avem din nou cei doi pătrari de inimă roșie și oricât de departe m-aș duce, doar un simplu gest și asul sare din nou la mine în mână și aici este un 4 de inimă roșie. Ai simțit ceva de data asta? N-am simțit niciodată. Dar te rog frumos să-ți spui cum ai făcut-o. Uite, fii atent, o mai facem încă o dată, ultima dată. Dacă nici bine, de data asta nu te prinzi... Nu vrei să-mi spui, nu spui. Nici de data asta nu te prinzi, fii atent, uite. Mai ține tot o dată mâna ta frumos. Așa, ai țin și stânga acum, că poate cu stânga e... Nu știi niciodată, exact, într-adevăr. Mâna poate să facă toată diferența. Uite, o să luăm asul, punem acolo. Avem din nou și două pătrari și fii atent. Am pognit, ia întoarce puțin cartea. Sunt și avem trei pătrari de inimă roșie. Dar acum știi unde este asul de inimă neagră, cartea noastră câștigătoare? La Piștereanu? Nu. Aș fi vrut eu, nu. De fapt, asul de inimă neagră este întotdeauna în ultimul loc în care te... Scuze. Vreau să zic că era la mine în portofel. În felul ăsta știu sigur că nimeni nu-l găsește niciodată. M-a speriat, asta e bicheta sau e... Nu, e portofelul meu, gen. E bani, chestii, carduri, treburi. Ce? Nu. Te referi la partea asta de la început, de adinaur sau... Mai folosește, am un prieten care mai își aprinde țigara prin club din când în când la faza asta. Adică să-i arăți pe fraier când vor să te pătunerească. Și mâncare cu portofelul. Păi chiar mă gândeam, dacă este după ce termin aici, merg în partea cealaltă la bucătărie, punem de un grătar ceva acolo cu toată lumea să fie frumos. Mai ai butelie la el? Trece pe la prezidărie după dacă este. Da. Luăm un sac de cărbun de acolo. Uite, poți să-ți mai arăt mântul încă o chestie foarte faină? De data asta, uite, ca să nu... Mă prind de data asta, nu? Stai să mă gândesc dacă putem să facem așa o chestie, să fie ca un mic tutorial... Da, o încercăm data viitoare, facem data viitoare ceva ca un tutorial. Fii atent. Avem un pachet de cărți de joc. Foarte rapid o să vreau să confirm pentru cei de acasă. Cărțile sunt amestecate.
Da, asta ok. Foarte rapid să ne uităm și pe spate, să vadă și cei de acasă că nu toate sunt la fel, sunt, nu sunt marcate în vreun fel anume, e totul în regulă, dar un pachet normal de cărți cum are toată lumea acasă de altfel. O să am nevoie foarte rapid, rog frumos, să zici tu stop când vrei tu ca să alegi o carte de joc. Ok. Stop. În regulă, iată frumos cartea. Cu mare grijă ca să nu văd ce carte este, poți să le arăți și celor de acasă. Am văzut, am văzut. Așa, bun. A văzut toată lumea ce carte este, în regulă? Bun. Mai departe, o să facem un felul următor. Stai o secundă, dar nu mai știu unde am pus cutia de cărți de joc. E... Ah, chiar aici. Așa, greșeala mea, scuze, uitați-mă o carte de joc în cutie. Ți-am zis, am venit din vacanță, să dau așa puțin pierdutul lume. Mai e cartea? Da. Așa, păi nu, cum să am... Nu, trebuie să schimbăm. Gata, ce? Ai văzut-o. Păi nu, că n-am văzut, gen. Da, vreau să zic că am nevoie de agent. Da? Așa, fian, o să luăm carte de joc, o să o punem undeva la jumătatea pachetului în felul ăsta, o să facem așa un... După care facem așa o întărsătură de genul ăsta ca să te păcălesc puțin vizual. Și doar dacă am pognit o dată din degete, nu o să-ți vină să crezi, dar cartea ta o să sară prima în pachet și avem un 3 de trefă. Cât de tare e faza asta? Da, asta era cartea. Da, da. Nu? E tare. Și acum, ce? Nu era asta. A, nu, păi bun, stai. Păi, deci era sau nu era asta cartea? Nu era. Te-am indus eu, Neolene. A, ok. În cazul ăsta, să avem o mică problemuță. O să încerc altceva de, în cazul ăsta. Fii atent, o să mai pognesc o dată în decete și știi ce o să se întâmple de fapt? Cartea ta o să se întoarcă cu fața ascuns în mijlocul pachetului. Fii atent la treaba asta. Este chiar... undeva pe aici trebuia să fie, dar nu e. Stai așa, nu, stai. Ia vezi, nu e în buzunar? Nu e în buzunar. E bine, nu o să-ți vină să crezi, dar din păcate nu e. Acum te întreb la modul cel mai serios, ești sigur că nu era treiul de trefla? Sunt foarte sigur. Ok, ok, permite-mi să mai îți împrumut o dată mâna, te rog frumos, e... O să facem în felul următor, o să punem treiul de trefla așa în felul ăsta. Da? O să... Și dacă am pognit, ia să vedem, ar trebui să avem un... Gata, m-am convins. Dar știi care e partea cea mai mișto la treaba asta? Este că în momentul ăsta o să luăm regele de inimă roșie, o să-l punem din nou în pachet. By the way, mânecile suflecate. Sufletul puțin, te rog. Și doar o dată, dacă am făcut, acum mai avem aici doar 4 cărți care sunt... Și el alți regi. Ce ai făcut? Și restul pachetului e... cu totul dispărut. Ia tot ce te-ai te rog, te rog, oriunde vrei să verifici. Băi, Andrei, am percheziționat. Gata, m-a convins. Hai că m-a convins. Eu în față m-a... Deci mai... Mi-ai făcut magie în față și nu m-am prins. Știi cât de bun e schema asta când mă oprește poliția? Corect. Uite, carnetul nu mai e carnetul. Și zic, păi carnetul ăsta e chiar aici. Și uite, acum dacă tot am rămas cu 4 regi, vrei să mai arăt o chestie foarte tare cu doar 4 cărți? E foarte mișto treaba asta. Ultimul minut, Antonio. Ultimul minut? Mai avem un minut. Atunci o să grăbim foarte repede. Fii atent, deci avem cei 4 regi, avem inimă roșie, neagră, rom și treflă. O să-i amestecăm foarte rapid în felul ăsta. 1, 2, 3, 1, 2, 3 și... Mai ține puțin mâna. Și fii atent la chestia asta. O să luăm foarte rapid un rege de... Inima de rom. De rom, iartă. O rege de rom, stai liniștit, te-am amețit eu până acum. Mă gândeam la al meu. Nu-ți face griji, e din cauza mea, te-am amețit eu până acum. Deci o să luăm regele de rom, o să-l punem chiar acolo. Și acum o să luăm regele de inimă roșie, o să încerc să-i mențin pe aceeași culoare. Numai că regele de inimă roșie o să-l punem sub cel de rom. Și acum fii atent, dacă pomnesc toate în degete, care rege crezi că e deasupra? De rom sau de inimă roșie? De rom. Ia uite. De fapt, nu era niciunul dintre cei roșii, pentru că ei s-au teleportat la mine în mână și cei de negru s-au teleportat la tine în mână. Gata, Antonio, ești absolut senzațional. Îți mulțumim foarte mult. Da, un miel în stocul de miei în spate pentru Antonio. George Piștereanu a zis că vrea să vorbească cu tine, că are de plătit niște facturi la sfârșitul lunii, poate le pitești. Dacă poți. Dacă e bine. Doamnelor și domnilor, intrăm chiar acum. Andrei, George, mulțumesc foarte mult. Sunteți absolut grozavi. Mulțumim și noi de invitație. Să vă mai văd. Mihai Onile este alături de noi. Tocmai de departe, Mihai, vreau să te văd unde ești împreună cu jumătatea ta. Cred că ești îndrăgostit până peste cap. Unde este Mihai? Frumos! Dragoste mare! Ce faceți, dragilor? Vă salutăm cu mare drag. Suntem foarte bine, suntem acasă și ne uităm la voi. Da, suntem ok. Mersi.
Da, mă bucur să vă văd că sunteți împreună. Vreau să vorbim puțin despre ceea ce vă leagă, ceea ce vă atrage și ce simțiți, de unde vine dragostea voastră, din ce lume, cum v-ați întâlnit și cum funcționează chimia voastră. Din lumea sufletului, am putea spune, din lumea sufletului, acolo unde există sentimente, unde există apreciere, unde există atenție, unde există toate alea frumoase pe care le împărtășim împreună, de acolo vine iubirea. Te rog frumos să-mi spui, Laura, ce iubești tu mai mult la Mihai? Nu te aud foarte bine, să știi. Vreau să vorbești puțin mai tare. Te dăm microfonul mai aproape. Ne cerem scuze, noi avem un microfon din ăsta. Da, da, da. De studio. Și n-aș vrea să stea fix în fața noastră. Acum, ia, acum. Zi. Ce iubesc la Mihai cel mai mult? Totul, dar pot să zic că cel mai mult iubesc sufletul, că de acolo pornește, de fapt, totul. Bun. Și invers, Mihai? Cred că e la fel. N-are cum să fie altfel, de fapt. Cum să fie altfel, n-are cum. Trebuie să știe lumea că voi vă întâlniți și în preocupările voastre pentru ceea ce se întâmplă dincolo de realitatea imediată, de calitățile voastre și de lucrurile pe care le puteți face pentru oameni, dar și ceea ce simțiți și vedeți, e adevărat? E foarte adevărat. De exemplu, o parte dintr-un curs pe care îl predau Laurei s-a întâmplat de două zile încoace. Astăzi nu, dar alaltăieri și ieri, cea mai mare parte a cursului. Mai avem încă o parte mâine și terminăm un alt curs. Cunoașterea este, ce să spunem, extraordinar de mare. Noi suntem cunoscători atât cât, cum să spun, cât ne implicăm să cunoaștem și cât ne dorim. Dar na, drumul e lung și totuși noi îl parcurgem cu mare plăcere. Pe de altă parte, de la cursuri sărim în partea de bucătărie și spunem că astăzi s-a întâmplat niște plăcinte cu mere, cu brânză, cu de-astea. Deci combinăm totul într-un fel, să spunem așa, și cu sufletul, și cu mintea, și cu trupurile. Ca să fie armonie completă. Ca să fie armonie frumoasă, da. Laura, povestește-mi cum te-a cerut, dar te-a cerut în căsătorie, eu așa cred. Cum a făcut? Cum a făcut? Te relatează momentul. Într-un mod foarte simplu și haios. În pat. În pat? Da. Și tu ce, și tu cum i-ai răspuns? Nu știu cum să-i răspund atâta timp cât am inelul pe sânge. Cu da. Acesta, dacă inelul de pe mână este un da, deci este un da. Cum ai răspuns? Uite, prin fapte, știi că a apărut un inel. Credeți că, sau voi cu probabil știți, voi v-ați mai întâlnit într-o altă viață? Ce comuniune dincolo de cea fizică de acum o aveți și de preocupări comune? Mihai? În primul rând că prin măsurătorii radiestezice și inclusiv prin meditație am înțeles că în altă viață am fost fiul ei. Ce tare! Ce tare! Ceea ce, într-adevăr, cum să spun, mi-a deschis o altă lume a percepției iubirii față de Laura. Am înțeles că am iubit-o și ca mamă și acum o iubesc și ca femeie. Adică, ce să zic, vorbim despre o iubire extrem de adâncă, extrem de frumoasă. Foarte frumos. Tu, mama, ce spune? Adică Laura. Eu mă comport uneori ca o mamă, lungi. Prin natura mea mă comport ca o mamă. Și ca o soție, logic. Deci le completăm pe toate. Le amestecăm în așa fel încât să se simtă și copilul meu și soțul meu. Da. Ce nu știm noi? Uite, câteva minute mai vreau să stăm împreună. Sunteți adorabili împreună. Ce nu știm noi despre Mihai Onilă, dar tu totuși poți să ne spui? Păi asta o să țin doar pentru mine. Lucruri extraordinare, dar o să le țin doar pentru mine.
Da. Rest, o să, de fapt, știți cum e Mihai Onilă. El este un minunat. Așa este. Mihai, uite, la finalul acestei intervenții scurte, dar pline de conținut, te rog să îmi spui cum arată o declarație de dragoste, așa cum voi simțiți, te rog să te uiți către Laura și să-i spui așa cum știi tu despre dragostea ta. Întâi o explicație. Când eram mic, de fapt, la români există o poveste, sarea în bucate. Sarea în bucate pentru mine a fost o descoperire a sufletului meu, adică mi-am descoperit sufletul prin această poveste și cea mai scurtă și cea mai cuprinzătoare declarație pe care i-am spus-o deja și eu o mai repet de atâtea ori de câte ori va fi nevoie, te iubesc ca sarea în bucate. Doamnelor și domnilor, așa arată iubirea. Laura, Mihai, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Vă promit că ne vom mai vedea. Cu drag, publicitate. Știu că ești prieten cu Ana Maria Prodan. Cum vezi tu despărțirea ei de reghe? Te așteptai la așa ceva? Bai să-i dai vreun sfat în acest sens? Asta este viața. Ana Maria e o femeie deșteaptă, cu cojones din toate punctele de vedere. Nu cred că duce lipsă de un alt bărbat. Amândoi sunt extraordinari și îmi sunt prieteni. Cu siguranță fiecare își va găsi echilibru și vor depăși. Bine, dacă sunt sentimente, e greu. Când iubești, e greu să depășești momentul atât de repede. Dar asta este. Când nu mai e iubire, poate, trebuie să acceptăm și asta. Înfrângerea, cel mai greu este să accepți înfrângerea. E greu, eu știu, și mie mi s-a întâmplat, dar viața e frumoasă, trebuie să ne gândim tot timpul că este scurtă și trebuie trăită la maxim. Pentru că dacă stăm așa să o tărăgânim după oricine, fie că a fost marea ta iubire, atunci ne pierdem timpul și ne dăm seama că ajungem într-un moment și spui, da, de ce n-am profitat în acel timp, în acei ani, să-mi fac viața ca lumea și... Sunt deceuri din astea și regrete, pentru că toată lumea are regrete, pe care nu le mai poți întoarce înapoi și nu mai poți face nimic. Da, doamnelor și domnilor, părerea lui Cătălin despre Ana și despre Laur, mâine alte amănunte. Lorena cântă, după care cântăm și mâncarea, să vedem ce s-a făcut.
foarte frumos până când ne ducem la bucătărie. Felicitări Florin Călinescu pentru începutul de ieri. Astăzi Ștefan Pălărie de la USR, Elisabeta Lipă și cântă Ornela Pasăre de la ora 8. Neapărat trebuie să vă uitați Florin Călinescu Show. Ce ai făcut acolo, Lorena? Ia mamă, să vedem. Mamă, dar ce bine arată, Cristi. În timp ce am cântat, eu cred că Moris a mâncat tot. Ai mâncat aproape, aproape tot, da. Pentru că morcovul l-ai mâncat pe tot și nu știu dacă a mai ieșit bună tocănița mea. E foarte bună, să știi. Păi ce am făcut, Cristi, dragă și dragi telespectatori, am făcut papricaș de pui a la Lorena, ardelenesc, așa cum se mănâncă la noi în Ardeal. Moris a învățat rețeta, da? A învățat, mâine trebuie să o facă el. Data viitoare. Îl ascultăm. Ce vreți să vă prepar? O ciorbă de varză. Da. Adică un lușcoș, nu? Așa faci. Așa se zice la noi. Tu la Doamne, așa facem. Lorena, mulțumesc foarte mult. Ne vedem mâine. Toate bune. La revedere. Acest program poate fi urmărit și